Cele patru etape ale independenței financiare. Milionarul de la fabrica de bani s-a întors din delegație și l-a primit din nou pe tânărul dornic să câștige mai mult. Cum a fost cu directorul executiv? Ce a învățat? A fost extraordinar. M-a dus în fabrică să vorbesc cu oamenii și am rămas impresionat. Nu cred că mai există astfel de firme în care oamenii să gândească ca și aici, în fabrica dumneavoastră. Ba da, există, numai că, așa cum ți-am spus și data trecută, nu apar la știri. Am înțeles din nou că soluția este la mine și că dacă mă simt slugă în firma în care lucrez, e vina mea. Pot să-mi dau demisia sau să devin intraprenor sau poate chiar antreprenor. Și te-ai hotărât ce vrei. Încă nu. Mă atrage ideea de antreprenor, dar încă nu știu suficiente lucruri. Directorul executiv mi-a spus să nu mă aventurez în antreprenoriat până nu învăț. Oare mă puteți învăța cum să devin antreprenor? Îți pot da câteva sfaturi în acest sens, dar hai să vorbim despre bani. Aș vreau să te învăț care sunt cele patru etape prin care trebuie să treci din punct de vedere financiar și ți le voi povesti exact așa cum am trecut și eu. La început eram angajat și aveam salariu minim pe economie. Câștigam puțin, cheltuiam tot. În fiecare lună mă trezeam cu lună la sfârșitul banilor, nu cu bani la sfârșitul lunii. Niciodată nu reușeam să economisez, cel puțin așa credeam atunci că nu reușeam. Număram fiecare ban care intra și ieșea din casă. Luam salariul meu și al soției, puneam împreună și de acolo încercam să plătim cheltuielile, mâncarea și mai rămâneam cu ceva bani. Nici vorba de mâncat la restaurant, mers la film, cumpărat haine sau ieșit cu prieteni la un suc. Îmbrăcămintea venea din magazinele second hand sau câteodată și de la ajutor de la biserică. Am încercat multe metode de reducere a cheltuielilor și câteva chiar au funcționat. Și dacă vrei și crezi că e momentul în viața ta să economisești și tu, îți dau câteva exemple. Facem o listă de cumpărături înainte să mergem la supermarket, pentru că am înțeles că fără o listă puneam multe lucruri în coș de care chiar nu avem nevoie. Evitam să mergem la cumpărături când ne era foame sau imediat după ce luam salariul. Motivul este același, dacă ți este foame încep să pui în coș lucruri de care nu ai nevoie, doar pentru că ți este foame de vrei. Și de ce nu mergeam după ce am primit salariul? Pentru că în acest fel nu simțeam că avem mulți bani și putem să-i eram foarte atenți la prețurile de genul 19,99, care de fapt este 20. Făceam carduri de fidelitate ca să beneficiem de reduceri. Comparam prețurile în mai multe magazine înainte să cumpărăm. Foloseam regula de 3 zile, adică atunci când vroiam să cumpărăm ceva, lăsam să treacă 3 zile și ne întrebam dacă chiar avem nevoie de acel ceva. Căuteam promoții, ne duceam punga de acasă la supermarket ca să nu cumpărăm, dacă trebuia să cumpărăm medicamente, căutam medicamente generice. O altă tehnică, care am descoperit-o foarte interesantă și care ne-a ajutat pe vremea respectivă, era să oprim apa în timp ce ne spălam pe dinți, sau să folosim mașina de spălat doar când este mașina plină, sau să folosim becuri economice, sau chiar să nu cumpărăm lucruri ieftine pentru că se stricau repede. Am învățat de la părinții mei că dacă ești sărac, n-ai voie să cumperi lucruri ieftine pentru că se strică repede și va trebui să cumperi din nou. Știi, aceste mici trucuri ne-au ajutat să reducem anumite cheltuieli. A fost o soluție bună, atunci, pe moment, dar ne-am dat seama după puțin timp că soluția nu era să reducem cheltuielile un pic cu apa oprită sau cu becurile, ci era să câștigăm mai mult. Această perioadă a fost perioadă de supraviețuire și clar este cea mai grea perioadă din viață. Simțeam că mă sufoc, simțeam că nu o să mai ies niciodată din cursa de șobolan. Mă învârteam în cerc, lună după lună, chiar an după an. Mai apoi, învățând, am început să aduc mai multă valoare firmei în care lucram și am început să câștig mai mult. Mi-a crescut salariul. Am ajuns de la salariul minim pe economie la la salariului în doar 9 luni, după care dublarea din nou după 11 luni. Aveam bani pentru toate cheltuielile și ne rămânea bani și pentru mici mofturi. O dată pe lună mergeam la cumpărături și ne cumpăram haine de aproximativ 400 de lei. Făceam cumpărături la supermarket și nu trebuia să ne scriem prețurile pe hârtie să vedem dacă ne ajung banii când ajungem la casă. Săptămânal mergeam la un film și sâmbătă seara ieșeam chiar la un restaurant. Reușeam să plecăm în fiecare an în două concedii de câte 10 zile. Vara mergeam undeva la plajă și iarna la ski. Am reușit inclusiv să dăm avans pentru o mașină și să începem să plătim ratele lunare ne-am mutat în alt apartament mai mare și simțeam că în sfârșit aveam liniște financiară. Această perioadă s-a numit, sau am numit-o eu, perioada de stabilitate. După care, lucrurile au început să meargă din ce în ce mai bine. Salariul meu a crescut din nou. Creștea treptat, la fel și salariul soției. Reușeam să facem toate aceste lucruri, dar ne mai rămâneau bani pe care îi economiseam. Am reușit să cumpărăm o mașină nouă, și să ne mutăm într-un apartament duplex în cel mai frumos cartier din oraș. Am vrut să investim bani economisiți, dar un prieten milionar ne-a spus înainte să treceți în etapa de investiții, puneți bani deoparte pentru siguranță. L-am întrebat ce înseamnă acest lucru și ne-a spus că dacă rămânem fără loc de muncă sau se întâmplă ceva și nu mai câștigăm nici un leu, cel puțin 2 ani de zile să putem să trăim la același nivel la care trăim în acest moment. Adică să cheltuim cât cheltuim acum, dar fără să câștigăm. Am făcut un calcul cam cât cheltuiam pe lună pe stilul nostru de viață, am înmulțit cu 24, adică 2 ani de zile, și am economisit până am avut această sumă în contul bancar. Această perioadă a fost perioada de siguranță. După această perioadă am început să investim, dar numai după această perioadă. Investeam doar banii pe care ne permiteam să-i pierdem. Nu riscam cu banii de care aveam nevoie să trăim. Am început să investim în surse de venit pasiv, până am ajuns la nivelul în care banii care veneau din surse pasive erau mai mulți decât banii pe care îi cheltuiam lunar. Atunci am înțeles pentru prima dată că a fi independent financiar nu înseamnă a fi milionar. Pot să fii independent financiar și cu un câștig de 1000 de euro pe lună sau 1500 de lei pe lună, atâta timp cât suma câștigată vine dintr o sursă de venit pasiv, adică nu trebuie să lucrezi tu și banii vin, și suma cheltuită este mai mică decât Suma care intră. Și asta înseamnă independența financiară. Venit pasiv, evident, cum spuneam, înseamnă să vină banii fără să muncești. Dar despre investiții o să povestim în altă zi. Această perioadă se numește independența financiară. Următorul pas este să crești tot mai mult suma câștigată din surse de venit pasiv și să crești suma cheltuită pe lună, crescând și stilul de viață. Eu, la 26 de ani, m-am pensionat folosind acești pași. Pentru că și pensionarea are legătură cu banii, mai exact cu independența financiară, nu cu vârsta. Dacă reușești să câștigi bani fără să muncești, poți să te pensionezi. Evident că după nici 2 ani am revenit din nou la muncă pentru că mă plictiseam. Practic, jucam golf câte 4-5 ore pe zi cu pensionari. Bărbați la 60-70 de ani care vorbeau toată ziua despre prostată, cancer și nu știu ce prieten care a murit. După un an și ceva m-am întors la afaceri. Când ajungi independent financiar, nu înseamnă că nu mai trebuie să lucrezi, dar ai libertatea să o faci. Tinere, tu în acest moment ești în prima etapă. Știu că este greu. Știu că parcă nu rămâne nimic la sfârșitul lunii. Dar dacă nu începi să economisești acum, vei rămâne în această etapă pentru totdeauna. Nu contează cât economisești. Important este să începi să economisești. Am citit probabil toate cărțile din lume pe această temă și nu am găsit nicio carte, nici măcar. Biblia, care să nu conțină acest sfat, economisește. Când treci în a doua etapă, îți recomand să începi să-ți împarți banii în șase pușculițe. Găsești mai multe informații despre aceste pușculițe pe CD-ul fabrica de bani 1 a lui Lorand. Este probabil cea mai mare descoperire pe care am avut-o despre felul în care ar trebui să gestionăm banii. De când am început să folosim cele șase pușculițe acasă, viața noastră s-a transformat radical. Trecerea de la o etapă la alta de la a doua la a treia, de la a treia la a patra, a fost doar o chestiune de timp. Îți recomand și ție să aplici această tehnică de gestionare a banilor. Și nu uita etapa de siguranță înainte să începi să investești. Și ca să nu rămânem la teorie, când ajungi acasă, te rog să scrii cele patru etape pe o hârtie. Notează-ți cât timp ai vrea să treci de la o etapă la cealaltă și stabilește-ți un obiectiv din asta. Dar înainte să terminăm ședința de azi vreau să-ți mai las o formulă importantă. Cum s-a spus până în acest moment, nu am găsit nicio carte de administrare financiară în care să nu se vorbească despre economisire. Totuși sunt multe persoane care nu o fac. Și asta se întâmplă pentru că folosesc greșit ecuația economisirii. Ecuația economisirii este V minus E minus C. Problema este că majoritatea folosesc invers. V minus C minus E. Așa că ție îți recomand să folosești prima variantă. V minus E minus C. Tânărul era atent la ce spune milionarul, dar nu avea cum să observe că tot îi dă formula, dar nu îi explică ce înseamnă aceste litere. Domnul milionar, am notat cele două formule, promit să și aplic formula corectă, dar vă rog, puteți să-mi explicați și mie ce înseamnă aceste litere? Sigur, dragul meu. V înseamnă venituri, k înseamnă cheltuieli și E înseamnă economisire. Greșala pe care o fac majoritatea oamenilor care sunt în prima sau a doua etapă a independenței financiare este că din venituri ei scot cheltuiel și din ce rămâne, dacă rămâne, vor să economisească. Problema e că de obicei nu rămâne. Ce recomand eu și toate cărțile pe care le-am citit despre administrare financiară este să economisești din venituri și din ce rămâne să plătești cheltuielile. Știu că la început o să pară imposibil și chiar stresant, dar nu-mi spune că nu se poate până nu încerci. Ține minte că toți care suntem acum independenți financiar am trecut pe acolo. Plus că dacă până acum ai folosit prima variantă, adică ai cheltuit din venituri și după aceea ai încercat să economisești și nu ești mulțumit de cât câștigi, probabil că formula respectivă nu este ok și ar trebui să schimbi ceva. Domnul Ionel clar o să încerc, pentru că până acum n-am fost deloc mulțumit de cât am câștigat în cel mai rău caz o să văd că ceea ce îmi spuneți nu funcționează, deși dacă la dumneavoastră a funcționat, e posibil să funcționeze și la mine. Așa este, dragul meu. Acum fugi, că eu trebuie să intru într-o ședință. Tânărul a plecat de la biroul milionarului cu o listă lungă de idei. Deși a fost o întâlnire scurtă, din nou a învățat lucruri importante. Nici nu știa cu ce să înceapă. Dar era bucuros că în sfârșit vede clar care sunt etapele prin care trebuie să treacă ca să ajungă la independență financiară. Pentru prima dată a înțeles că nici milionarul nu a ajuns acolo peste noapte și că e un proces posibil pentru oricine, inclusiv pentru el. În seara respectivă nu reușea să doarmă gândindu-se la viața pe care va putea să o aibă dacă implementează tot ce a învățat de la milionar. Era conștient că va urma multă, multă muncă, dar pentru prima dată și-a permis să viseze că într-o zi va ajunge și el independent financiar. A adormit cu acest gând în mintea lui.